Bună, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Acum ceva timp, fratele meu m-a întrebat dacă vreau câteva lucruri de la el, pentru că vrea să renunțe la ele. Și am zis că da, o să văd ce îmi place sau ce îmi trebuie și o să le opresc. Simțe de dobleac! Ludmila mănâncă simțe de dobleac. Și restul am zis că o să le dau mai departe. Asta a fost acum câteva luni. Așa că astăzi le-a venit rândul să filmăm. Mai am, cred că doar două clipuri și sunt aproape la zi. Cred. Haideți să începem cu această gentuță. Deci aceasta nu este de la fratele meu. Este din piele naturală. Este de la firma Celebrité. Sau ceva de genul. Mai ales că eu acum port gențile gen poștaș. Și îmi trebuie o geantă mai, îmi trebuia o geantă mai mare pentru a căra mai ales afară lucrurile. Eu știți că nu stau fără apă, deci îmi trebuie apă mie, iau Ludmilei apă, șervețele, ce-ți mai trebuie când ai un copil, portofel, bani și toate cele. Haideți să încep cu punga aceasta, nu sunt cine știe ce. Pentru că vreau să îi le dau Ludmilei. Aici am niște coșulețe. Au fost primite cu flori, dar le-am luat pentru Ludmila, după cum vedeți. La fel un alt coșuleț și m-am gândit că sunt bune și pentru a poza produse. Ludmila abia așteaptă să le încerce. Aici la fel un alt coșuleț plin cu coșulețe din acestea, cu pungulițe de flori, plungulițe de flori. La fel le-am luat să se joace Ludmila și poate o să filmez la fel niște produse în ele sau o să pozez. Haideți că am scăpat de Ludmila, că voia neapărat să își ia coșulețele să se joace cu ele. De la Gerovital am luat această spumă de duș cu ulei de gălbenele pentru Ludmila. Știți că îi place să se dea cu spumă. L-am găsit destul de ieftin la Lidl, cred că am dat 13 lei și mi s-a părut super, super bună afacerea. Văd în vedere că e 17 lei de obicei. Am luat și acest candle de aromaterapie, să pui o lumânare aici, aici pui ulei cu puțină apă pentru aromaterapie. Am unul negru, dar îmi place și mai am acest minunat coșuleț care m-am gândit eu că este numai bun de folosit pentru niște poze. Vreau Ludmila să se joace cu el, sper să nu le spargă. Am primit și o superbă lumânărică care este cam așa. Nu o să o ard, știți că nu le ard, decât pe cele care miros frumos. Fratele meu mi-a dat și acest ulei din semințe de in presat la rece. Să vedem cum este. Pentru salate, super bun. Un pieptin din acesta mare. Iar aici am primit acest frumos holder de șervețele. La fel m-am gândit eu că este super mega bun pentru produse și deja știu ce voi filma, ce voi filma în el. Haideți să vă arăt și produsele de make-up pe care le-am primit. Iubita fratelui meu nu prea se machiază și a zis că o să-mi dea mie machiajele. Știți că pe mine nu mă interesează dacă sunt puțin folosite, cu atât mai mult dacă sunt folosite de rude, pentru că eu le dezinfectez. De la Everyday Pupa am primit, ca să o vedeți mai bine, culori pământii. Mi l-a plecat cu pungile de la shopping. Da, și vă arătam această minunată palețică, o ador, cu aceste culori pământii. Îmi plac și acești bureței, deși nu am mai folosit de mult, cred că nu am mai văzut de mult la o paletă de make-up acești bureței, dar sunt super, super buni.
Așa, am câteva produse de make-up. O altă paletuță este aceasta. Așa este paletuța, care are la fel câteva nuanțe mate. Uitați ce nuanțe frumoase. Eu în trecut căutam foarte, foarte mult o paletă cu multe nuanțe mate și nu am găsit. Ba da, am găsit una, atât, parcă una, dar mă bucur că o am și pe aceasta. Bine, acum se poartă culorile sidefate, dar nicio problemă. Îmi plac foarte mult și culorile mate. De la Roll Rose Eyeshadow este această paletă. Nu știu, n-am auzit de această firmă. Cam acestea sunt nuanțele. Sunt puțin strălucitoare. Eu știți că le dezinfectez cu spirit. Sunt super. Îmi plac super mult. Văd că sunt de câte state. De la Number 7 este acesta. Vedeți, doar s-a dus ambalajul, dar el nici măcar nu este, este nou sigilat, dacă vedeți. Este acesta. Number 7. Acesta este deschis, negru, dar nu este nici măcar testat. Este acesta. Pe negru. Le voi dezinfecta cu spirit. Știți că eu le dau cu spirit ca să le dezinfectez. Iar după aceea le lasă se usuce și sunt dezinfectate. Și paletele mele, odată la o perioadă de timp, le fac așa pentru a putea să le folosesc mai mult timp. Am primit și acest superb săculeț cu un buchet de lavandă, care mi se pare superb și sincer merită o poză și niște produse filmate. Haideți să vedem ce am mai primit. Am primit un superb plic, care și două lănțicuri, unul pe auriu și unul pe argintiu. Îmi place, este superb. Știți că eu am foarte, foarte multe genți și în trecut purtam genul acesta și acum dacă mă duc la un eveniment, logic că îl port, dar acum având-o pe Ludmila nu mai pot să le port afară. Înainte ieșeam foarte mult în oraș, la cafele și le purtam. Acum când ies la cafea, ies dimineața, înainte să o iau pe Ludmila de la grădiniță, știți că Ludmila deja merge la grădiniță și nu am cum să mă duc la grădiniță cu așa asemenea plic, având în vedere că trebuie să am două sticle de apă, una pentru mine, una pentru Ludmila. Am primit și acest minunat plic mini, care este, Doamne, cât de frumos este. Wow, stați că mai este ceva. Deci are, cred că o baretă cumva să o ții, nu-mi dau seama. Ah, da, probabil că trebuie să, da, ca să o ții. Este superb. Și acest plic îl voi prețui. Mă bucur că a ales să mi le dea mie, pentru că v-am zis că folosesc. Am primit și acest superb colier din scoici. Ia uitați cum este. Deși n-am mai fost de câțiva ani la mare, nicio problemă. Când mă voi duce, îl voi lua cu mine, dar cred că o să-l port și așa pur și simplu la gât, la o rochie. Știți că Casper este nelipsit din, de lângă mine, este asistentul meu. Aici am primit câteva bijuterii. Haideți să vedem ce am primit. Am și uitat, m-am uitat atunci. Vă dați seama că nu puteam să stau să nu mă uit, dar am uitat. Am primit acest colier, l-am pus așa ca să-l vedeți, cu pietre roșii și albe. Îmi place genul acesta de colier. O brățărică cu floricele și cu o piatră mov. Pentru mine, când primesc machiaje și bijuterii, sunt super mega încântată. Am primit și acest lănțic cu un trifoi,
cu un pandant cu trifoi. Stați că am mai primit, cred că ăsta e cu piatră Swarovski. Sunt 100% sigură că este din argint și cu piatră Swarovski. Este foarte, dar foarte finuț acest colier. Uitați, cu o piatră roșie Swarovski, super finuț. Cred că este la baza gâtului. Ăsta mi se pare superb. Se potrivește cu rujul meu. De la colierul roșu cu alb, am primit și cerceii. Cam decât un cercel din acesta, dar sunt sigură că este pe undeva printr-o altă cutie. Am primit și pe aceștia roșii de la acest colier roșu. Pe aceștia, baștii tot așa cu inimioare. Cred că tot pietre Swarovski sunt. Din argint. Am primit și un set de căni cu lingură pentru Crăciun, cu linguriță de cafea. De la Neo Glory Collection am primit acest inel. Este reglabil. Am zis că am primit mai multe. Am primit și un cufăr cu scoici, de care sunt super încântată și sigur îmi va folosi la poze. Și aici am mai primit câteva bijuterii. Am mai primit acest colier cu pietre. Mie îmi plac, v-am zis. O brățărică. Genul ăsta pe care eu le port, de fapt, la mânuță. Vedeți că am destul de multe. Genul ăsta, doar că mie nu prea îmi plac să fie astea așa prea lungi, pentru că Casper tot vrea să îmi mănânce. Haideți că am prins-o puțin. Știți că eu port destul de mult. Sunt obsedată. Am primit o broșă mov. O altă broșă. Știți, ia uitați. Port. O broșă cu șoricel. Am primit și acest cercei de la colier. Am primit și această broșă. O altă broșă din acesta pin, să zic așa, în formă de lebădă. Și o broșă din aceasta inimioară. Haideți să vedem ce mai avem în pungă. Nu cine știe ce, dar sunt... Wow! Ia uitați! Mini cănuță. Mai știți că v-am povestit eu că am fost și am băut o mini cănuță? Exact atât de mică era. Jur că atât de mică era cana de expreso lung pe care eu am luat-o. Am primit și această broască cu bani, care va sta acolo la televizor sus și că aduce noroc de bani. Am primit de la Neutrogena o cremă de mâini pe bază de gel Hydro Boost. Nu am folosit. Eu nu prea folosesc creme de mâini pe bază de gel, dar o să o testez, să vedem cum este. V-am zis eu că am văzut inimioara undeva, cercei aceștia inimioara undeva, era și celălalt. Știam sigur că l-am găsit. Niște pile de unghiuțe, una așa din sticlă și una, dar par destul de bune, nu știu de ce le-a dat, probabil că nu le mai folosește. Primi și o scuică superbă, cea mai frumoasă scuică. La fel, o să vină pentru niște poze, un iepuraș pentru unghii, nu știu dacă se vede, și un choker din acesta. Choker pentru unghii? Choker pentru... Știți că se purtau foarte mult în trecut. Mi-am făcut și eu câteva. Nu mai știu cum le făceam. Ceva de genul. Aici făceam o fundiță. Am și eu câteva făcute de mine. Ciocări de piele. Și astea au fost toate produsele primite de mine. Eu sunt super încântată de ele. Mă bucur foarte mult că le-am primit.
că vă place ce am primit. Vreau să spuneți care este produsul preferat. V-a plăcut vouă. Ludmila este foarte fericită. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare. Nu uitați dacă vă place ceea ce postez, că ne vedem data viitoare. Pupici! O zi sau seară minunată să aveți! Pupici!